De ce ar fi oamenii interesați să vină aici și din punctul nostru de vedere ca și ghid, ați aduce niște turiști în această zonă? Da, aș aduce turiști, după care vine un dar. Avem câteva puncte care sunt interesante, dar trebuie legate. Avem cetatea, într-adevăr, merită văzută, vedem urmele de car, vedem fântâna subterană, avem Dunărea lângă, după care mai avem o poveste legată de istoria României, 1848, cu Popa Șapcă. Și pe lângă ce s-a zis, mai sunt și altele, de genul. Avem un ceramist care face ceramică de vădastră neolitică, foarte interesantă. Îl cheamă Ionel Cococi. În același sat vădastră e și un cojocar care continuă tradiția vechilor cojoace. Dar mi se pare că deocamdată nu sunt conectate. Trebuie puse într-un pachet ca să merită. Nu e chiar așa la îndemână și așa aproape de București ca să zic, da, vin numai pentru cetatea Suceava. Vin, poate vin, dar mai degrabă poate n-aș veni, că e mult de mers. În schimb, în momentul în care se conectează câteva servicii și câteva atracții, devine chiar interesantă zona. Și am mai fost întrebat ce fel de turiști. Răspunsul meu, pentru început, turiști români. Pentru turiști români se pretează în viitor foarte apropiat, poate chiar de-a pe acum, dacă muncim la pachetele astea. În schimb, pentru străini e mai greu în momentul acesta. Se vorbește că ar vrea să aducă vase de croazieră. Păi eu vorbesc cu specialiști din domeniul turismului, oameni care au agenții tur operatoare în alte țări și din Germania primesc feedback-ul că nu departe, la altcineva care are un port numit la cetate, nu erau extrem de mulțumiți de calitatea locului. Turiștii de croazieră fluvială sunt mai pretențioși decât turiștii care merg în croazieră pe mare sau pe Dunăre. Plătesc 3-4 mii de euro pe un pachet și atunci vor să vadă ceva într-adevăr interesant. Ei sunt mai pretențioși decât turistul care merge în croazieră pe mare sau ocean. Atunci plătind mai mult, are și pretenții mai multe și e greu să ne întâlnim prea ușor la mijloc. După ce se mai pun lucrurile la punct, poate. Și de aceea aș zice că eu aș începe cu românii. Pentru români chiar se plătează și cred că poate să iasă un produs destul de bun. Deci suntem atestați documentar în diploma Cavalerii Ioaniț în 1247. Orabia e mult mai târziu, până în 1598, cam așa ceva. Și pescăriile de la Cerei erau cunoscute din 1247. Deci era principalul mijloc de preocupare ca și hrană în același timp. Vedeți, e un luciu de apă care la 18 km de aici este localitatea Potelu. De la Potel până la Dunăre sunt 7-8 km. Era al doilea lac a mărimei în țară. Și toată apa aia se scurgea pe gârla asta. Și cum se proceda la prinsul peștelui? Uitați-vă la mâinile mele, în formă de veu așa, se împletea bârne de brad cu papură, jos, mijloc și sus. În 2-2 metri se bătea pari în pământ să nu le ia apa. Și în mijlocul apele, acolo unde e cotola, să lăsa o trecere de 1,5 metri și să punea sacul de prins pește, 10-15 metri lungime. Și peștele, la retragerea apei, fuge la apă mai adâncă, să nu rămână pe uscat. Și se prindea tone de pește zilnic fără să introducă ceva și era un pește natural pe atunci. Ce prindeau, ce specii? Toate națiile de pește, deci dacă Dunărea, până în 69, în fiecare primăvară era până în cetate. Deci sudul cetății a fost apărat de Dunăre. Și de jur împrejurul cetății era și un canal cu apă, 10-12 metri lățime, 25-30 de adâncime și 25-30 de metri lățime. Deci, dacă se vărsa apa, venea tot felul de pește, nu era de crescătorie și se prindea un pește natural atunci, nu mai era nevoie de Dunăre, Suhaia sau alte crescătorii. Și așa cum se înșira tutunul, se înșira tutunul, se înșira și peștele. Puneai un strat de sare, la uscat, se înșura cu un acon și când culegeam viile, făceam o saramură de pește de la un vin de 2 ani. Cum îl preparau? Îl preparau bătrânii. Noi... Dar cum îl preparau? Puțin usturoi acolo, cu un ardei de la maiute, o țuică înainte și cu 2 kg de vin de la de acum 5 ani. Vorbind de un teritoriu sucidavensis, așa cum numeau romanii, teritoriu care, așa cum spuneam, se întindea, teritoriul geto-dacic, care se întindea de între Jiu, Olt, Dunăre, iar la nord până la cetatea Romula din Caracal. În perioada geto-dacică este atestat tribul sucilor de la Sucidava, de unde vine și denumirea,
apoi păstrată de către romani. Tribul acesta a fost distrus odată cu incursiunile romane la vest de cetate, pe la localitatea Orlea, unde s-a construit, romanii au construit un pod în vremea împăratului generalului Cornelius Fuscus, care a trecut Dunărea în secolul 1, pe la prin anii 87 după Hristos, și romanii au distrus această civilizație getodacică, punând bazele unui oraș, unei așezări civile romane, tot cu numele de Suceava, iar în secolul 3 se construiește castrul roman sau cetatea pe care noi o vedem astăzi, cetatea militară, cetate unde locuiau 1000 de militari romani din Legio 5 Macedonica, legiune care își avea majoritatea militarilor, peste 10.000 de ostași la sudul Dunării, la cetatea Ulpia Escus, considerată municipium. Ulpia Escus și cetatea Suceava, una era la nordul Dunării, cealaltă la sudul Dunării, iar împăratul Constantin cel Mare, în secolul IV, construiește cel mai lung pod din antichitate peste Dunăre, lung de aproape 2,5 km, pod care a avut mai mult o importanță comercială, pentru că lega romanitatea de la nordul Dunării cu cea de la sudul Dunării. Acest lucru dovedesc monedele romane descoperite în interiorul cetății romano-bizantine, dar și pe teritoriul Sucidavensis. Peste 18.000 de monede avem numai în custodia muzeului de la Suceava. Cu frații Golești, el a mobilizat masele pe Valea Dunării și fiind preot a blagovestit, a dat și proclamația la Islazi, Iria de Rădurescu a citit proclamația și, în general, după Revoluții, unii ajung în vârful piramidei și unii coboară mai jos, la pușcărie, Bărcescu, exilat, Popa, întemnițat. La eliberare s-a dus la Cozia, deci nu orice mănăstire. Era o mână de fier, nu-i plăceau ocolișurile. A pus la punct mănăstirea Cozia, după aceea a transferat la Brâncoveni. Între Caraca și Slatina, dacă ajungeți și pe acolo, este o cruce înăltuță și pe o placă unde scrie aici este mormântat Popa Radu Șapcă. Și da, strada asta se numește Suceava și de-aia v-am zis că mă numesc Gică Șapcă, în cerei Suceava 33. Deci nu este și cu puțină... De ce îi se spunea că e haiduc? A fost și haiduc și pop. Deci el a făcut... Ascultați-mă, a făcut parte și din 1821 cu Tudor Vladimirescu, deci l-a țărut cu țărani. În părțile laterale avem urmele de la roțile carelor romane care veneau și plecau din cetate. Iar aici se văd foarte bine gropile circulare în care intrau țâținile porții. Era o poartă dublă, precum se vede, pentru a putea asigura apărarea în cazul în care cetatea era atacată. Pietrele folosite de romani pentru construcția cetății erau aduse tocmai de la Avrasa, din Bulgaria. Se văd foarte bine și acum urmele de scoici și de melci imprimate aici în poartă. De aici, de la poarta de vest, pornea un drum, o pasarelă de 100 și ceva de metri, care făcea legătura dintre cetate cu podul construit de Constantin cel Mare peste Dunăre. Cum știți foarte bine, Constantin cel Mare, primul împărat creștin, a construit cel mai lung pod din antichitate, de aproape 2,5 km peste Dunăre. Era mult mai mare decât cel construit de Apolodor din Damasc, acela de la Drobeta. Cel avea 1135 de metri, acesta avea 2,5 km. În 328 va fi inaugurat și făcea legătura între romanitatea din nordul Dunării și romanitatea de la sud de Dunăre. Când cetatea era atacată, romanii de aici, garnizoana de aici, puteau solicita foarte ușor întăriri de peste Dunăre. Podul lui Constantin va avea parte de o existență scurtă, deoarece va fi distrus de migratori, în special goți. De ce? Ca să taie legătura dintre romanii de aici și cei de la sud de Dunăre. Fel și pietrele de jos, de la drumul roman și de la căruțele care intrau în cetate, ecartamentul roților. Și pilonii de susținere. Și pilonii de susținere. Pilonii de susținere, de jur împrejurul cetății în interior, erau piloni de susținere care susțineau niște acoperișuri ușoare.
sub care romanii țineau furajele sau chiar locuiau ei sau animalele, pentru că aveau cai și trebuiau să le să-i adăpostească și să le dea să mănânce. Câți oameni au locuit, cei mai mulți în 1000 de militari romani în interiorul cetății. Uh-huh. Da. Așezarea civilă avea peste 3000 de civili. Deci așezarea romană, dar în interiorul cetății 1000 de militari romani din Legio 5 Macedonica. Lucrate în podea niște recipiente masive din lut unde își păstrau proviziile. Într-unul dintre aceste vase au fost descoperite semințe de grâu carbonizat, ceea ce arată faptul că ei cunoșteau făina și faptul că era carbonizat înseamnă că locuința sau de ce nu întreaga cetate a fost distrusă în urma unui incendiu. Tot aici, în partea aceasta, în colțul dinspre sud, s-au descoperit resturile unei țesături din In, unică în Europa, care nu a rezistat foarte mult la contactul cu aerul pentru că s-a dezintegrat. Și tot aici au fost descoperite niște bijuterii, o să le vedeți și în muzeu, un pandantiv și niște cercei din argint. Deci aici, unde vedeți, se afla podeaua lucrată în pământ bătut, iar deasupra bârnelor se afla acoperișul peste care era așezat stuf. Deci aceasta datează din perioada neolitică. Dar știați că sub acea movilă era cetatea? Se știa despre cetate după 1691, când o să intrăm în fântână, o să avem o placă cu cercetătorii. Cu toți cercetătorii din din secolul 17 care au trecut pe aici, erau Dimitrie Papazoglu, Dimitrie Cantemir, dar erau, mă rog, cercetători diletanți, mai multe amatori de antichități pe care le luau Vasile și unele Curban, sunt în mare istoric. Unele sunt în colecții particulare, unele obiecte, foarte multe monede sunt în colecții particulare, opaițe de iluminat, dar majoritatea obiectelor, cercetările sistematice, într-adevăr, au început în anul 1936 cu conducerea profesorului dr. docent Dumitru Tudor de la Universitatea din București. Era o fântână secretă pentru cei ce atacau cetatea, deoarece se puteau afla cu picioarele deasupra izvorului, fără să știe că militarii romani din cetate vin pe sub pământ și iau apă de sub picioarele lor. Fântâna este construită în secolul 6, în timpul împăratului Justinian și este unică în întreaga lume romană. Dacă o să mă urmați, o să vă arăt de fapt unde este fântâna. Deci noi o să plecăm de aici din cetate și o să ajungem în afara cetății, însă sub pământ. Haideți să vă arăt de fapt unde este izvorul. Deci fântâna a fost construită după ce cetatea a fost distrusă de către huni. Justinian la restaurare a construit această fântână și o biserică. Nu a săpat o verticală. A săpat un tunel lung de 26 de metri lungime, 18-19 metri adâncime și față de platoul cetății 18-19 și era 14 metri în afara zidului de sud. Deci nu era în interiorul cetății. Pe atunci o trăvea fântână și ăsta era modul de predare. Cu mâncarea știm că o ducem ceva mai mult, dar fără apă 5-6 zile, dacă nu te predai, la revedere. Bun. Dumitru Tudor, în 58 descoperită și nu erau fonduri pentru restaurare și după 10 ani, în 68, redescoperită și restaurată și arată în poziția în care este. Cate la mână, pentru că nu existau tot felul de malaxoare și minuni pe timpul romanilor și după cum puteți vedea, este mult mai pătrățoasă și mai masivă decât a noastră. Acesta este cimentul roman, iar acesta este cimentul nostru. Și fără nicio glumă, cu toată tehnologia, nu s-a putut afla formula exactă a cimentului folosit de romani. Se vede foarte bine diferența. Se vede că este o cărămidă lucrată la mână, pentru că și acum se văd imprimate urmele degetelor.